Știu că vrei o provocare pentru creierul tău și știu modul perfect de a face asta. Fii gata de o nouă porție de ghicitor capcană. Un bărbat avea o carte care valora 50.000 de dolari. Existau doar două astfel de cărți. El a aruncat cartea în șemineu, transformând-o într-o grămadă de cenușă. De ce a făcut asta? El a distrus cartea pentru că avea ambele exemplare. După ce a distrus unul dintre ele, a rămas doar unul. Astfel, valoarea ei a crescut imediat. Fiii domnului Brown l-au găsit pe tatăl lor inconștient pe podeaua biroului său. Ei l-au sunat imediat pe prietenul tatălui lor, detectivul Smith. Detectivul știa că domnul Brown era foarte bogat. Fiii săi urmau să moștenească o mulțime de bani, dar unul dintre ei trebuie să fie avut nevoie urgentă de bani. Smith i-a interogat pe fiecare dintre frați în parte. David, cel mai mare, a spus: "Am venit să hrănesc peștii." Și tata era în cateafăr. Marcus a spus că venise pentru a discuta planurile sale de afaceri, iar tatăl său îi deduse niște sfaturi grozave. Iar Lucas, fratele cel mai mic, a spus: "Am intrat în biroul tatei pentru că aveam nevoie de o favoare. Am vrut să iau mașina lui ca să o impresionez pe fata pe care o plac." Detectivul Smith și-a dat seama imediat cine mințea. Tu știi? David a spus că a venit să hrănească peștii și, într-adevăr, există un acvariu în birou, dar nu sunt pești în el. Sarah și Liam aveau un fiu pe nume Oliver. Sâmbătă, cuplul a ieșit la cină în oraș, lăsându-l pe Oliver acasă. Când s-au întors, băiatul nu mai era de găsit nicăieri. Părinții îngrijorați au sunat la poliție. Un detectiv a sosit și i-a interogat pe toți cei din casă. Bona a spus că pregătise ghiozdanul lui Oliver pentru a doua zi. Menajera a spus că și-a petrecut toată seara făcând curățenie în bucătărie, iar bucătarul a spus că a pregătit mâncarea pentru a doua zi. Asculta muzică și nu a auzit nimic. Poliția a știut imediat cine minte. Tu știi? Era dădaca. Copiii nu merg la școală duminica. Așadar, Oliver nu avea nevoie să aibă ghiozdanul pregătit. Detectivul Adams a ajuns la Muzeul de Muzică Modernă pentru că cineva furase niște pantofi legendari care aparținuseră lui Elvis Presley. Un pasnic al muzeului i-a spus detectivului că revăzuse imaginile de pe camerele de supraveghere și că toți vizitatorii veniseră și plecaseră cu mâinile goale, iar pantofii erau prea voluminoși pentru a-i pune într-un buzunar sau sub un tricou. Detectivul Adams a examinat imaginile și a spus că știe cine a furat pantofii. Tu ți-ai dat seama? E tipul roșcat. Când a intrat în expoziție, era mai scund decât alți vizitatori, dar când a plecat, era la fel de înalt ca ceilalți. Probabil că purta pantofii cu toc înalt ai lui Elvis. Să verificăm cât de atent ești. Uită-te la această imagine și încearcă să-ți dai seama ce e în neregulă aici. Profesoara e foarte suspectă. Ea nu se reflectă în oglindă. Acum, ce zici de acești oameni? Cu ce greșesc ei? Vezi ibricul din fundal? Ceașca e plasată incorrect, iar cafeaua se varsă. O vrăjitoare deținea un câmp pe care se aflau multe mine de aur. Ea a angajat câteva persoane care să extragă aurul pentru ea. Le-a promis 10% din ceea ce extrageau într-o zi, iar restul trebuiau să îl dea ei. Dar vrăjitoarea era oarbă, așa că avea 3 saci magici care puteau vorbi. Aceștia raportau cât de mult aur aveau în fiecare zi și așa afla dacă muncitorii trișau. La obținerea slujbei, fiecare persoană a acceptat că dacă nu era cinstită, urma să fie transformată în piatră. În jurul minelor vrăjitoarei existau multe statui de piatră. Un bărbat pe nume Logan a acceptat și el slujba. Vrăjitoarea i-a promis: "Dacă te acuz pe nedrept de înșelăciune, voi fi transformată în piatră." Într-o seară, Logan a auzit sacii vorbind cu vrăjitoarea. În seara următoare, el a adus niște aur și a păstrat 0,7 kg pentru el. Mai târziu, vrăjitoarea a vorbit cu sacii. Primul sac a spus că a avut 7 kg în acea zi. Al doilea sac a spus că a avut 2 kg.
Al treilea a spus că a avut 1 kilogram. Vrăjitoarea l-a înfruntat pe Logan. Crezi că mă poți păcăli? Acum te vei transforma în piatră, a strigat ea. Într-o clipită, vrăjitoarea s-a transformat ea însăși într-o statuie de piatră. Cum a reușit Logan să o păcălească? Logan a pus 1 kilogram de aur în sacul numărul 1, 1,3 kilograme în sacul numărul 2 și 5 kilograme în sacul numărul 3. Apoi a pus sacul numărul 2 în numărul 3 și pe primul în numărul 2. Fiecare dintre saci a simțit doar greutatea aurului de deasupra sa. Astfel, ele au transmis din greșeală mesajul că au fost extrase 10 kilograme de aur. Două mașini circulă prin oraș. Ambele și-au început călătoria în același timp. Mașina verde se deplasează cu o viteză de aproape 50 de km pe oră. Mașina galbenă e mai rapidă, are aproape 80 de km pe oră. Și totuși, la un moment dat, mașina verde se întâlnește cu cea galbenă. Cum e posibil? Mașinile se deplasează în direcții opuse. Larry a sunat la poliție pentru că era îngrijorat în legătură cu prietenul său, Brandon. El a spus: Brandon s-a întors recent din Brazilia și de atunci se comportă ciudat. Tocmai am primit un telefon ciudat de la el. Cred că ar fi mai bine dacă ați veni cu mine. Când polițiștii l-au luat, Larry le-a dat adresa. El a explicat că nu fusese încă acolo. Brandon închiriase locuința la scurt timp după ce se întorsese din călătorie. Când au ajuns la casă, au văzut că era dezordine înăuntru. Era niște vopsea vărsată pe podea, iar un polițist a călcat din greșeală în ea. Larry a observat: ce ghinion! Vă arăt eu unde e baia! După aceea a fost imediat arestat. De ce? Oh-oh! Larry a spus că nu a mai vizitat niciodată noua casa lui Brandon. Atunci, de unde știa unde e baia? Mama lui John s-a supărat pe el și l-a încuiat în camera lui. Dar nu a fost crudă. I-a dat fiului ei o șansă de a ieși de acolo. Pentru a o face, el trebuia să găsească răspunsul la această ghicitoare. Întoarce-mă pe o parte și sunt totul. Taie-mă în două și nu sunt nimic. Ce sunt eu? Poți să-l ajuți pe băiat să iasă? Răspunsul este numărul 8. Pe o parte este infinitul, dar dacă îl tai în două, vei obține două zerouri. Avem un număr întreg de 5 cifre. Se citește la fel înainte, înapoi și cu susul în jos. Cea de-a doua cifră este jumătate din cea de-a treia. A cincea cifră este produsul dintre prima și a doua. Iar suma tuturor cifrelor este 10. Ce număr este? Este 10801. Eric s-a pierdut într-un muzeu. În timp ce încerca să găsească o cale de ieșire, s-a făcut foarte târziu. Toate ușile erau deja închise. În cele din urmă, el a văzut 3 scări. Prima era plină de urzici bizare, cu frunze ascuțite ca niște lame și cu țepi lungi. A doua avea flori uriașe și urât mirositoare, cu o duhoare insuportabilă. Iar pe cea de-a treia era o junglă de cactuși de nesprăbătut. Ce scară ar trebui să aleagă Eric? Ar trebui să opteze pentru a doua scară. Chiar dacă florile sunt dezgustătoare, sunt relativ inofensive. Când aduni 5 cu 6, vei obține 11. Dar când aduni 6 cu 7, vei obține 1. Cum e posibil așa ceva? Este posibil atunci când te uiți la un ceas. O monedă e pusă într-o sticlă goală. Apoi această sticlă e astupată cu un dop de plută. Cum poți scoate moneda fără să spargi sticla sau să scoți dopul? Tot ce trebuie să faci e să împingi dopul în sticlă și să scuturi până iese moneda.